Cândva erau mereu pe prima pagina a ziarelor, cândva, după ce află gustul celebrității, unele persoane devin dependente, altele însă își dau seama că vor altceva sau pur și simplu lumea se satură de ele și dispar din peisajul monden. Iată câteva exemple. O piesă care s-a auzit în toate discotecile timp de câteva săptămâni. Claudia, Giulia și Selena, sau mai bine spus Candy, au cântat o vreme împreună, după care și-au spus adio. Claudia și Giulia au rămas în domeniu și chiar au făcut față cerințelor de pe piața muzicală autohtonă. Selena a încercat și ea. Încet, încet însă a părăsit peisajul monden. Și Caterina Toma făcea flori la sfârșitul anilor 90. După nici 4 ani însă a ieșit din vizor. Nu s-a bazat pe succesul obținut în România și a plecat peste ocean. Acum, după aproape 10 ani, se vehiculează ideea că pe Caterina o bate gândul să se întoarcă în topuri cu un hit. Văd în ochii tăi, vrei să mă seduci. Până la urmă, ea a fost cea care a sedus și a abandonat publicul. Cristiana Răduț se părea că și-a început cariera cu dreptul. Fiorul nu a durat însă prea mult și odată ce românii s-au săturat de piesa ei, a dispărut și Cristiana din peisajul monden. Artista a plecat la Monaco, iar când s-a întors în țară, a lăsat muzica pentru actorie. NND rupea topurile la începutul anilor 2000. Succesul însă nu a fost de ajuns, cel puțin pentru Nick. Dacă Delia este și azi pe prima pagina a ziarelor, de Nick nu se mai știe mare lucru.